Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube, numele meu este Larisa și astăzi o să împărtășesc cu tine colecția mea de parfumuri. Cred că este mult spus, de fapt, colecție, însă o să-ți arăt ce parfumuri folosesc eu. Cred că parfumurile sunt ceva foarte personal, ceva care poate să miroasă cumva într-un fel pe pielea cuiva și diferit pe pielea altcuiva. Nu e neapărat ce-ți arăt eu ție aici. Dacă îmi place mie, o să-ți placă și ție sau o să miroasă bine și pe pielea ta. Dar de obicei îmi plac parfumurile puțin florate, în special vara. Îmi plac cele florate, iar iarna îmi plac cele cu iasomie, tot flor. Dar da, asta e genul meu favorit de parfum. Și am câteva pe care le folosesc, am primit câteva și să îi dăm drumul. Care să ți-l arăt? Hai să-l arăt pe asta. Este un favorit de foarte mulți ani de zile. Este primul meu parfum favorit și anume Chanel No. 5, numărul 5, dar Premier. Există Chanel-ul No. 5 original, dar mi se pare că este mult prea greu pentru mine, mult prea serios. Cu toate că și acesta este un parfum destul de serios, dar e un miros atât de unic și atât de deosebit. Și îl asociez cu Germania, pentru că acolo mi l-am cumpărat pentru prima dată. Mama și tata locuiau în Germania și m-am dus în vacanță și l-am descoperit pentru prima dată. Și asociez mirosul acesta cu ultima vacanță împreună cu părinții mei, cu vara aceea și, nu știu, o să mă parfumez cu toate, să miros așa un bâlci la final. Dar, da, e unul din favoritele mele, unul din clasicurile pe care încerc să-l am tot timpul. Dar dat fiind faptul că am atât de multe care îmi plac, nu pot să le am tot timpul pe toate care îmi plac, pentru că atunci aș avea mult prea multe parfumuri deschise și aș folosi mult prea multe parfumuri. Bineînțeles că dacă tot am început să filmez, de ce să nu măturăm niște frunze sau gândii vecinii mei? Hai că am închis geamul, sper să fie mai bine. Dar da, Chanel No. 5 Premier este un clasic la mine în baie, acolo îmi țin parfumurile. Și ce fac este tot timpul las 2-3 pe ghiuveta acolo și le folosesc în rotație și pe urmă le pun în sertar și le scot pe celelalte ca să nu le ia pe toate afară tot timpul, nu am spațiu de depozitare să le țin și cred că nu e bine să stea în lumină tot timpul parfumurile. Așa că dacă ai șansa să-l încerci și să-l miroși, dacă nu ești fană Chanel No. 5, s-ar putea să-ți placă ăsta. După cum am spus, Chanel No. 5 este prea greu pentru mine. Un parfum pe care l-am primit recent este foarte perfect pentru vară și pe gustul meu. Este acesta de la Emmanuel Ungaro, La Femme. Cred că așa se numește, femeia. Este un parfum, cred că e floral, e de vară, e așa, mi-amintește de când aveam 20 de ani. Nu știu, perfect pentru ceva subtil, plăcut de vară. Nu am foarte multe să-ți spun despre el. L-am folosit de câteva ori vara asta, îmi place. Pe urmă, hai să începem cu ceva în forță. Parfumul pe care l-am folosit cel mai mult în ultima perioadă și cred că nu l-am împărtășit cu tine, este acesta. Este un parfum de la Love Shack Fancy, care e un brand care vinde haine. Vând haine foarte, cu multe flori, foarte feminine. Însă, ceea ce nu-mi place la ei, au foarte multe rochii mini, fuste scurte. E o variantă la clasicul feminin și cu flori, dar pentru generația de astăzi, să zic așa, și au foarte multe rochii mini, dar au și unele lungi. Însă, materialele mi se par foarte subțiri. Calitatea nu este acolo, din punctul meu de vedere, la materiale, cu toate că încearcă să folosească bumbac pentru prețul pe care îl au. Am câteva pulovere de la el, chiar și câteva rochii, majoritatea cumpărate second hand. Am și prosoape în baie de la ei, pentru că îmi plac imprimeurile lor, foarte florale și foarte feminine. Dar, din nou, calitatea nu e acolo. Ei, au scos o colecție de parfumuri, cred că sunt trei culori. Au unul roz, unul galben și acesta albastru. Și le-am mirosit pe toate și cel mai mult mi-a plăcut asta. Și miroase foarte diferit de orice parfum de pe piață, mi se pare mie. Are un miros, dacă pot să zic așa, curat, de curățenie, de
nu știu, că nu poți să asociezi nici cu apă, nici cu, nu știu, e un parfum curat. Asta pot să-ți spun despre el. E diferit de orice alt parfum pe care l-am și nu am crezut neapărat că o să-mi placă. Am fost dezamăgită că l-am testat pe cel galben, pe l-am testat pe cel roz și nu mi-a plăcut, zic, voleleu, dar acesta albastru îmi place. Nu pot să zic că ține extraordinar de mult parfumul acesta pe piele, nu este precum cel de la Chanel, care chiar și două zile mai târziu încă îți miros hainele, a parfumul ăsta este mult mai subtil, dar îmi place pentru că are mirosul ăla curat. Da, cred că dacă ar face o treabă mai bună la, nu la consistență, la cât de mult ține parfumul, ar fi un parfum perfect din punctul meu de vedere, dar îi iert pentru că are această sticlă foarte diferită și pentru că mirosul e atât de unic, de diferit. Da. Doamna care deține brandul acesta, Love Shack Fancy, a fost virală la un moment dat pentru că a făcut un video pe TikTok cu turul casei ei din New York, care este splendid, splendid, deci casa aia e muzeu. Dacă nu uit, o să las link în descriere către video, dacă îl găsesc fie pe TikTok, fie pe Instagram, este genial videoul, dacă vrei să-ți, nu știu, să te uiți la ceva interesant pentru inspirație, pentru că e la un alt nivel casa respectivă. Ok, am aici câteva parfumuri care sunt în travel size și asta pentru că atunci când merg într-o călătorie, fie iau astea în travel size, fie iau testele cu mine, pentru că de obicei nu mă calc cu dita mai parfumul. Câteodată da, dar nu tot timpul. Acest parfum de la Marc Jacob, Daisy și Daisy Love. Această Daisy Love e mirosul clasic de la Daisy, dar cu note de vară, mi se pare mie, și cred că varianta originală mare este puțin roz și cred că și asta pare puțin roz. E un parfum pe care l-am cumpărat de dragul amintirilor sau mirosului. Am această asociez anumite momente din viața mea cu anumite mirosuri, anumite parfumuri pe care le-am cumpărat și asociez mirosul ăsta cu o vară petrecută în București. Îl cumpărasem full size de la Sephora și aveam chiar și o cutie de depozitat, un portfard pentru farduri, tot de la el, tot Marc Jacob Daisy, foarte frumos. Și asociez mirosul cu asta și l-am găsit la ofertă și l-am cumpărat de dragul amintirilor, pentru că n-am vrut să cumpăr întreaga sticlă doar de dorul mirosului respectiv. Un miros care îmi place foarte mult și care l-am descoperit recent anul acesta este Prada Paradox se numește parfumul și cred că au două variante. Varianta originală roz are o sticlă originală triunghiulară foarte deosebită și știu că am încercat parfumul ăsta, s-ar putea ca prima dată să-l fi încercat în duty free în vreun aeroport și mi-a plăcut foarte mult, dar am câteva parfumuri deschise și n-am vrut să sar, să-mi iau un altul. E un parfum de vară și din nou, vara parcă câteodată, cu toate că am parfumuri de vară, nu folosesc foarte multe parfumuri pentru că e atât de cald, dar îmi place foarte mult mirosul. Mai am mai puțin de jumătate din sticla asta și poate, dacă mai reușesc să termin și din celelalte de vară pe care am măcar o sticlă, poate atunci o să îl cumpăr. Dar e un miros plăcut, frumos. Pe urmă, al doilea parfum favorit al meu, da, din toate timpurile, cred că am două până acum, pot să spun, Chanelul numărul 5 și acesta, și anume My Burberry. Asta este varianta de vară, din nou. Roz. De foarte multe ori vreau să, care se numește My Burberry Blush. De multe ori vreau să cumpăr varianta originală și este sold out la la Sephora. E un parfum care miroase foarte bine pe pielea mea. Atât acesta cât și cel original. Cel original și mai bine decât acesta. L-am ținut pe etajera din baie pe asta toată vara în speranța să îl termin și să îl găsesc pe original. Poate acum, în iarnă, reușesc să îl găsesc, să-l înlocuiesc. Vreau prea dată să-l termin pe ăsta înainte să-l cumpăr. Câteodată zic, gata, nu mai. Nu-l mai termin pe ăsta, mi-l cumpăr pe ăla că mi-e dor de mirosul respectiv. Dar da, e un parfum care miroase foarte bine pe pielea mea și e ciudat că îmi plac parfumurile florale și de vară, însă toate din cele pe care le am favorite sunt parfumuri mai puternice, mai de iarnă, de toamnă, de primăvară, poate.
Dar, da, My Burberry, varianta maro, fără blush, este al doilea parfum favorit al meu. Un parfum pe care mi l-ați recomandat voi pentru că știți că ador lăcrămioarele și a fost un parfum care era pe lista mea de dorințe, însă tot am amânat momentul, este acesta, de la Mugler. Cred că se numește Alien, nu? Da, Alien. Este un parfum, poate are ceva miros de lăcrămioare în interior, dar e un parfum, nu știu, foarte feminin, cu note de flori. Și un parfum care merge atât vara cât și iarna, din punctul meu de vedere. Îmi place și sticla, este mauve, culoarea mea favorită și mai bine de jumătate din el, cu toate că l-am cumpărat, cred că l-am cumpărat anul trecut de vlog, însă am fost cu Johnny la Nordstrom și l-am luat. Îmi place foarte, foarte mult. E un parfum, parcă e mai accesibil decât un Chanel, din punctul meu de vedere. Cred că a fost mai ieftin, dacă țin bine minte. Da, îmi cumpăr parfumuri de la Sephora, de obicei. Asta e locul în care mi-au. Nu-mi plac parfumurile orientale, îmi plac cele florale. Și nu știu, cred că e un loc care mi este ușor, e accesibil din punct de vedere al locației din care să îmi cumpăr. Pe urmă, un parfum pe care l-am cumpărat iarna aceasta, l-am cumpărat din Duty Free și mi-a plăcut foarte mult mirosul, dar nu-mi place că nu ține foarte mult. L-am ascuns, oh, ce bine miroase! L-am ascuns toată vara, că am încercat să-l termin pe cel de la Burberry, și anume Chanel No. 1. Îmi place extraordinar de mult mirosul la el. Aș vrea să țină mai mult pe piele, dar din nou, nu știu, Chanelul e Chanel, din punctul meu de vedere. Mirosurile lor sunt mult mai, nu știu dacă mature, dar sunt mult mai sofisticate. Și asta cu mirosul, sunt multe care miros bine, dar cred că și din cauza asta parfumurile mele roz de vară, de obicei cumpăr odată sticla, și o folosesc și rare ori cumpăr același parfum a doua tură, pentru că nu mi se pare la fel de sofisticate mirosurile precum, și probabil că și din cauza asta parfumurile mele favorite sunt cele mai puternice, precum Chanel No. 5 Premier sau My Burberry, pentru că sunt, nu știu, mai sofisticate. Dar da, mirosul ăsta e unul sofisticat care merge, cred că, în toate anotimpurile. Nu că aș fi eu cine știe ce lady, de exemplu, nu cred că sunt suficient de sofisticată pentru un parfum puternic de la Tom Ford. Mi se pare puțin prea mult pentru mine. Singurul care mă atrage de la Tom Ford este cel cu miros de vișine. Dar da, îmi place foarte, foarte mult. Două parfumuri care au intrat recent în colecția mea, nu pot să numesc neapărat așa, în baia mea, este acesta de la Elizabeth W. Este un parfum făcut în Statele Unite și care are miros de lăcrămioare. Nu este un parfum foarte puternic, nu ține foarte mult, chiar aproape deloc. Asta este singurul mare dezavantaj al acestui parfum. L-am cumpărat așa, la întâmplare pe internet, am googlit, pentru că am avut câteva recomandări de la voi, nu le-am găsit parfumurile respective și l-am cumpărat pe asta. Îmi place, dar nu pot să spun. Îți spun sincer că nu o să-l recumpăr, nu pot să spun că este favoritul meu. Mi-aș dori ca mirosul de lăcrămioare să persiste mai mult. Dar partea bună este că miroase a lăcrămioare. Dacă ai văzut haul-ul din România, mi-am comandat un parfum cu lăcrămioare de acolo și nu mi-a plăcut. L-am făcut cadou pentru că mirosea foarte citric. Mirosea a lămâie, nu mirosea deloc a lăcrămioare. Stai să... Asta este un parfum care, da, la început nu miroase neapărat la lăcrămioare, dar vine mirosul ăla cu timpul. Încep să simți mirosul de lăcrămioare, pe când cel de la Viorica am încercat. Chiar și la sfârșitul videoului tot nu mirosea a lăcrămioare. Însă nu persistă, așa că nu o să-l recumpăr. Sper să reușesc să îl folosesc și să nu îl folosesc doar la spray-a de gel sau așa mai departe. Un parfum care este ultimul care a intrat în colecția mea, pe care l-am primit cadou, este unul de la din Corea, este Misty Garden. Este un parfum foarte puternic, foarte parcă puțin masculin, cred că este unisex, ca
care o să fie destul de interesant pentru iarnă. Și aici zice că are note de top, sunt piperul roz. N-am mai auzit de așa ceva. Există piper roz? Am scris doar piper negru și roșu. Da, așa că o să fie interesant de folosit iarna aceasta. Parfumul favorit dintre ultimele pe care l-am achiziționat, eu în căutarea parfumului perfect de culă crămioare, nu știu dacă, nu cred că l-am găsit pe cel perfect neapărat, însă unul care îmi place extraordinar de mult, am tot așteptat să fac videoul acesta până găsesc un parfum culă crămioare care îmi place și pe acesta l-am din august și este septembrie, acum sfârșit de septembrie. Este unul cu lăcrămioare și anume acesta de la Cartier. Nu este un parfum accesibil la preț deloc. După o întâmplare eșuată sau o încercare eșuată cu cel de la Elizabeth W sau Elizabeth W, Elizabeta W, l-am comandat pe acesta și pe urmă l-am comandat și pe cel de la Viorica, că am încercat să găsesc unul foarte bun mai scump și unul foarte bun, mai accesibil. Din păcate, n-am reușit la cel foarte accesibil încă, dar acesta miroase a lăcrămioare. Deci miroase, zici că miroși floarea atunci când miroși parfumul acesta. Îmi place foarte mult. A venit într-un ambalaj foarte luxos, zici că ai deschis o brățară Cartier. Am ținut și cutia ca să-ți arăt, pentru că îmi place foarte, foarte mult. Are aici lăcrămioarele. Foarte, foarte frumos, foarte frumoasă experiența și sticla este foarte luxoasă, așa, nu știu, îți dă impresia de ceva foarte scump, că este un produs scump, nici măcar nu se găsește la Sephora, l-am găsit pe un alt site. Da, în spate așa vezi umbra aia de lăcrămioare, aici în spate sunt printate pe sticlă, zice Cartier, deci foarte, foarte frumos, e un produs de lux. Și miroase extraordinar de bine și miroase a lăcrămioare. Este un parfum subtil care miroși pe parcursul zilei, dar nu este extraordinar de puternic. Pe când, de exemplu, parfumul celălalt de lăcrămioare, miroși puternic la început și pe parcursul zilei pierzi din mirosul parfumului. Pe când ăsta îl ai toată ziua, dar este un miros subtil, nu este un miros puternic precum acesta, de exemplu. Pot să spun deja că este parfumul meu favorit, al treilea parfum favorit din toate timpurile? Nu neapărat, nu încă. Vreau să văd cât de mult îl folosesc și ce amintiri creez cu acest miros. Dar, da, sunt foarte mulțumită. În primul rând, miroase a lăcrămioare, ceea ce este deja un mare câștig. Arată și bine și e și răsplătit pentru banii pe care îi folosesc și, într-adevăr, este cel mai scump parfum din toate cele pe care le am. Nu neapărat cel mai frumos din punct de vedere estetic. Cred că sticla asta arată și mai bine, cu toate că asta e din plastic și capacul acesta este din plastic, dar sunt diferite. Asta parcă e mai de domnișoară, de 20 de ani și asta, nu știu, parcă așa la un 40-50 de ani văd o, nu știu, o doamnă mai matură, mai elegantă, mai sofisticată cu această sticlă. Dar, da, e un parfum splendid și dacă ai bugetul și vrei un parfum cu lăcrămioare, îți recomand să îl cauți pe internet. Au mai multe variante, Cartier, cu mai multe mirosuri. Ai grijă că aproape am comandat altul cu alt miros, cred că de Iasomie sau nu mai știu de ce. Dar, da, ăsta e 100% lăcrămioare. Îmi place foarte, foarte mult. Și cam astea sunt parfumurile mele pe care le folosesc în acest moment. Să-mi spui dacă ai vreunul din acestea în colecție și dacă îți place vreunul dintre ele, dacă le-ai mirosit pe vreunul din astea și îți place foarte mult mirosul. Și nu uita să te abonezi, să apeși butonul de like și ne vedem data viitoare cu un alt video. Te-am pupat! Ciao!